Dimineața tuturor! Începem săptămâna cu vreme caldă, dar instabilă în sudul, centrul țării și în zona montană. Vor fi condiții de ploaie sub formă de aversă, descărcări electrice, dar și vânt nervos în timpul ploilor. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin. Șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă va ajunge până la 28 de grade. După cum ne anunță meteorologii, nu sunt așteptate precipitații nici în Crișana. Avem parte de o vreme frumoasă și senină atât în Oradea cât și în Arad. Temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. În Banat, după cum vedem, sunt șanse de precipitații, în special în a doua parte a zilei se va înnora, va ploua în Reșița, cantitățile de apă vor fi însemnate, iar temperatura maximă se va încadra între 25 și 28 de grade. În Oltenia, după cum vedem, un cer acoperit de nori, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, dar și vânt nervos. Temperatura maximă se va încadra între 25 de grade în Târgu Jiu și 26 de grade în restul teritoriului Olteniei. În centrul teritoriului țării, același lucru, astăzi vom avea nevoie de umbrele, sunt așteptate ploi pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă se va încadra între 22 de grade în Miercurea Ciuc și 27 de grade în Alba Iulia. În Moldova, vremea va fi variată în nordul teritoriului, dar și în centru, cerul va fi variabil spre senin. În sud, după cum vedem, precipitații va ploua astăzi, atât în Focșani cât și în Galați, iar temperatura maximă se va încadra între 26 și 30 de grade. Intensificarea vântului astăzi în Dobrogea, unde, de asemenea, va ploua. Sunt așteptate ploi atât în Constanța cât și în Tulcea, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 22 și 25 de grade. Avem astăzi un cer acoperit de nori și în Muntenia. Momentan nu plouă, dar pe parcursul zilei va ploua și aici. Temperatura maximă se va încadra între 24 de grade în Târgoviște și 27 de grade în Buzău. În capitală de dimineață se înregistrau 17 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. Momentan cerul este acoperit de nori, iar pe parcursul zilei este posibil să plouă slab. Cam atât despre vreme, să aveți un început de săptămână excelent!